120 minus 40 împărțit la 8 ori, deschidem paranteză dreaptă, 424 împărțit la 4 minus 111 împărțit la 3 plus 500 plus 256 256 radical dintre plus 46 plus 46 împărțit la 2 totul de împărțit la 3 așa și totul de împărțit la 10 egal. Profesor, vreau să vă întreb ceva? Da. Facem concurs? Concurs fiind rezolvă primul? Sigur. Da, știți cum făceam atunci? Da, concurs cu cine? Da, cu dumneavoastră. Dar de ce nu vă povestesc? Dacă vrei cu mama. Ok, da, eu cu mama. Hai, tu rezolvă. Și dumneavoastră rezolvați singur pe tablă. Păi eu n-am făcut nimic, dar mă pui la treabă. Adică vrei să mă umilești? Da, e concurs. Tu vrei să mă umilești? Ok, stați. Domn profesor, începeți. Spunem start. Da, ca să nu cumva să... Da. Tu vorbești, da. Tu ai singură calitate. Dar mama o să copieze. Nu, mama n-aude. Ba da. Hai. Te rog. 120 minus 5 ori, paranteză pătrată, 106... Hai, fată. Ce? Da, te rog, urmăresc. 106 minus 37... Cât 100? 6. Da. Minus 37 plus 256 plus 23, în paranteză la 100, împărțit la 3, împărțit la 10, care este egal cu 120 minus 5 ori. 106 minus 37 plus. De ce? 120 minus 5 este egal cu 115, nu? Da, de ce 120 minus 5? Păi da, scap mai... Pe prazele de gradul 1, de gradul 2. Așa, bine, gata. 120 așa. Minus... 100... Stați, ce faceți? 120 minus 5 ori, paranteză rotundă, 106 minus 37 plus... Plus 120 minus 5 ori, paranteză rotundă, 106 minus 37 plus 279 împărțit la 3. Plus 279. Închidem paranteza rotundă împărțit la 10. Și este egal cu 120 minus 5 ori. 106 minus 37 oare cât dă? 65 minus 7 care dă... 9. Apoi 9 minus 3 care dă 6 și 69 plus 93 împărțit la 10 și este egal cu 120 minus 5 ori 90, 12, 15, 162 împărțit la 10 și este egal cu 120 minus. Împărțit la 10, da? Da. Și egal cu 120 minus... 120 minus... nu contează! Așa, să minus vedeți. 810 împărțit la 10 și este egal cu 120 minus 81 și este egal cu... Este egal cu 39. Și acum să vă spun de ce m-am terminat înaintea mea. De ce? M-am terminat înaintea mea pentru că nu m-ați lăsat să fac singură. Pentru că dacă făceam singură, nu mai vorbeam și atunci eram mai ușor. Și mama nu mai copia. Și mama nu mai copia. În primul și primul rând. Când găsit să fac împărțire. Nu, tu n-ai găsit exerciții. E totul gol. Da, să vedem. Danea, hai să... Sunt profesor, dar poate mi-e dat din nou de calcula. Să zicem. Hai să facem o problemă să de ce care îmi place foarte tare. Deci, un biciclist are de parcurs o distanță. Da? Ai scăpat din mine. Deci, un biciclist are de parcurs o distanță. În prima parte, parcurge 3... 3 pe 4. Nu, 3 pe... 3 9. Octini din distanță. Deci, 3 octini din distanță. Și 2 pe 5 și își dă seama, rest.
și își dă seama, își dă seama că i-ar mai trebui, i-ar mai trebui un număr de kilometri pentru a parcurge jumătate din distanță. Jumătate? Nu, 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 de prea ușoară cu jumătate. Nu, pentru așa parcurge, jumătate, mă rog, jumătate. Pentru a parcurge 5 șesimi din distanță. Iar mai trebuie niște kilometri. Da, da, da. Mai trebuie să meargă. Să meargă. Și acum să mă gândesc câți kilometri să dau. Știți, domn profesor, știți cum să puneți kilometri? Rezolvați problema pe tablă, eu promit că nu mă uit, ci așa, așa. Așa, bine. Uite, asta nu fac. Dar de ce? Uite așa. Deci de la A la B cât merge prima dată? Trei optim din distanță. 5 pe cât? 5 pe 6. Și își dă seama că domn mai are de parcurs un număr de kilometri pentru a ajunge la 5 ceva. Din distanță. Bun, dumneavoastră, nu vreți jumătate. Dar, dacă îmi dădeați jumătate, era mult mai ușor. Sigur. Și treceam la, la problema frumoasă pe care vreau să facă mama. O să facem, o să o facem și pe cea. Da, o să facem mult mai mult. Păi. Facem un segment lung și trebuie să trec pe cealaltă pagină ca să ocup o pagină întreagă. Și fiecare segment e de 6 pătrățele. O rezolvați? Eu încerc, dar nu știu dacă. Ok, mă iau după dumneavoastră. Adică nu trag copul. Și o să mă uit doar. Mai are de parcurs, mai are de parcurs 44 de kilometri. Deci trebuie să fie un multiplu de 11. Mi-am dat seama. Deci după ce parcurge 3 optimi din distanță, dar de ce nu dat 120? Constată că i-ar mai trebui. Deci constată că i-ar mai trebuie 44 kilometri pentru a ajunge la 15-6 din distanță. 5-6 din distanță. Oh, domn profesor! Da. Deci, după cum, dacă vă uitați la mine pe care vedeți asta. Faceți 8 segmente, a câte 6 pătrățele. Deci fac 8 segmente. A câte 6 pătrățele. Da. A câte 6? A câte 6? Păi e 5 pe 6. Aia o să le fac a câte 3. Da, de ce? Uite așa. Dar nu vă place? Nu-mi place, da. Da, de ce? Uite, fac a câte 3 să vezi dacă tu descoperi de ce. Nu-i bine. Faceți ca mine. Dar mă, câte 3, că prea mult, nu-mi încape pe tablă. Vă încape. Hai să vedem ce faci după punctul. Dacă răspuns la asta este cel mai tare. Păi că puneți jumătate. Păi de ce pun jumătate? Ca să avem jumătate. Nu, nu. Atenție multe, nu întâmplător pun așa. Dar de ce? Există... Spuneți-i mamei că ea nu știe și eu mi-a stup urechile. Și... Bine, hai să urmărim. Hai să vedem. Deci pun în câte 8. Eu am spus să luați câte 3 în fiecare, da? Și? Altfel spus, se împart în 24. 24, da. În loc să iau 48, 68, cât îți spui tu, că în final asta mi-ai fi cerut tu să iau 48. Că-i 2 ori 3 și 2 ori 4. Luați jumătate! Dar de ce iau jumătate? De ce iau jumătate? Ca să lucrăm cu segmente aici. Nu. Am o logică. Și apoi facem orte. Nu. Păi 6 e 2 ori. 6 e 2 ori. Păi 6 este... 2 ori 3. Și 8 este 2 ori? 2 ori 4. 2 ori 4. Și deci comună la 8 e? 2. Și atunci multiplul lor, cel mai mic multiplu comun ar fi 2.
o luăm noi odată, da? Ori 3, ori 4. Da. Și de-aia, domn profesor, le ia... Da, 2 ori 3 ori 4, care fac? 2 ori 3 ori 4, n-are rostul de 2 ori pe 2. 2 ori 4. Și jumătatea lui. Exact. Deci, voi putea să-l împart pe cele 4, 24 segmente și la 8 și la 6. Corect. Când am nevoie, da? Deci, luăm 24 segmente. Luăm câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20
o optime. Pentru 3, nu? 3, 8, 24. Deci au din 3 în 3. Și spunem, o optime, 2, 3, 15 secvențele mici. 4. Și fiind vorba de 3 optimi, înseamnă că eu trebuie să mă opresc la 3. 1, 2, 3. Aici mă opresc. Aici. Da? Asta este distanța pe care o parcurge el. Da? Cât înseamnă 3 optimi din distanță, după ce parcurge 3 optimi, constată 24 împărțit la 6 ori 5 că i-ar mai trebui câți kilometri pentru a ajunge la 5 șesimi, parcă am zis, nu? 5 șesimi, 5 pe 6 din distanță. Păi 5 șesimi de aici încolo. Domn profesor, mi-a dat multiplul de 11. Multiplul de 11, da? Da, deci 5 șesimi, haideți să-i facem și pe prietenii noștri să înțeleagă. 5 șesimi de aici încolo, o șesime înseamnă câte pătrățele, câte segmente mi se iau. Gata. Deci la o șesime... Deci stați puțin. Da? Deci la o șesime... Trebuie să iau 4. Deci 4 trebuie să iau pentru că... N-am puțat. Da? Oricum. Deci la o șesime trebuie să iau 4. Și ca să 1, aflăm... 2, 3, 4. Iată asta e o șesime. Hai, de ce faceți asta? De ce? Păi da, 24 împărțit la 6, câte se iau? 24. Câte 4? Asta este. Asta e o șesime, da? 4 ori 5, da? 4 ori 5, 20. Deci eu trebuie să iau 20 de la început. 11 împărțit la... Așa, dar să lăsăm să vedem exact. 44 împărțit la 11, care dă 4 și apoi 4 ori 24. Deci, practic, mai rămân 1, 2, 3, 4 și toată această distanță, ia uite-o aici, reprezintă numărul de kilometri care ar mai trebui. E vorba de 11 segmente. 11 segmente, da? 11 segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfect. Și ca să aceste 11 segmente înseamnă câți kilometri am spus noi? Că înseamnă 44 kilometri. Numai un singur segment, împărțim pe 44 împărțit la 11 și calc cu 4 km. Deci un singur segment, înseamnă 4 km. Și total câte segmente de acestea avem? În 24 care ne dă 96. Da? Am zis că întârzi un pic și m-am pierdut. Cum am făcut? 15 la 6? Deci am zis așa. Am luat întâi 3 pe 8. Miruna, Daria. Deci, faptul că am gândit 3 optimi, înseamnă că am luat, pentru o singură optimi sunt 3 segmente, că 24 acela... 24 împărțit la 8 înseamnă 3.
Da. Deci pentru o singură optimă înseamnă 3 segmente mici. Uh-huh. Și noi avem 1, 2, 3. Aici constată el că i-ar mai trebui un număr de kilometri de 44 pentru a ajunge în dreptul a ceea ce înseamnă 5 șasii din toată distanța. A 5 șasii din toată distanța acolo, din toată, da? Distanța. Din toată distanța care avea de parcurs. De aceea îl împărțim pe 24 la 6. Constatăm că într-o singură șesime are 4 segmente de astea mici. Da? O singură la 5. Deci are și a luat 5 de cele. 5 ori 4, 20. Deci până la 20. Adică din 24 câte erau până la capăt, rămân 4. Da? Rămân 4. Și aici trebuie să ajungă el. Și acum, de aici, de când se uită pe bord la bicicletă și până când ajunge la o 5-6, constatăm că sunt 11 segmente mici. Că din 5 ori 4, 20, scădem pe cele care le-au parcurs 3 ori 3, 9, deci 9 sunt astea micuții, 9 segmente, și 9 din 20 înseamnă 11. Acele 11, acele 11 segmente mici înseamnă 44 km. Asta înseamnă cu un segment? Un segment înseamnă 4 km. Da? Un singur segment. Dacă 44 sunt reprezintă cele 11 segmente, 44 împărțit la 11 e egal 4 km pentru un singur segment, micuț. Și cum sunt 24 segmente, înseamnă 24 ori 4 și fac 96 de kilometri. Deci distanța aflată este 24 ori 4 și egal cu 96 de kilometri. Eu am făcut la dublu, dar mie nu, profesor. Ceva, cum n-am făcut eu corect. Să vedem, tu ai făcut deci cu... l-am împărțit la 6, că așa m-am apucat. Ai împărțit în 6. În 6, nu în 3. Ce ai împărțit la 6? Că nu înțeleg. Fiecare segment. Fiecare optime. Fiecare optime e împărțit-o în 6. Da, eu am plecat pe varianta că de 48 segmente. Da, de 48. Ei, dacă ai fi mers așa, înseamnă că segmentele tale ar fi fost mai micuți aici. Am luat 3 din 8. Da. Și atunci? Adică 18 deodată am luat. Ai luat 18 segmente. Da, mici, aceea, da? 15, 6 din 48 însemna 40 de segmente. Totalul era 48. 48. Da. Din cele 40 de segmente, scăzut 18. Scăzut 18 de unde? A, scăzut 18 inițiale. Da, da? Deci ia să vedem dacă și trebuie să faci 47 minus 40 minus 18 inițiale, îmi dă 22. Da. Și 22 de segmente înseamnă 44 de kilometri. Și un segment înseamnă 2. 2 kilometri. Așa. Și cu 2 kilometri ori 48. 48, 96. Deci e același lucru. Da. Nu are importanță. Numai că noi am aruncat cu numere mai mici. Asta este avantajul. 96 kilometri. Da, corect. Am este... Să văd că tot mă sună copiii ăștia. Da. Da. Este important. Important să sesizăm că aici, Daria, când dăm mai are atâta de parcurs, de fapt aici este mezul problemei. Trebuie să vedem aici cât înseamnă până la momentul în care el și-a fixat obiectivul, cât a parcurs în segmente mici și scădem din totalul segmentelor mici, cum a fost la noi 20, pe 9 și ne-au dat 11 și acolo problema merge, da? Am eu una frumoasă, domnule. Hai, te rog, până vin copiii, că întârzie puțin. Deci, pentru că o ia pe Teo. Dar tu, nu se poate. Astăzi ai mai avut. E vineri și de-aia. Nu ai mai avut forma aceea. Exact, da. Hai, da. Eu am o problemă frumoasă. Hai, spate, de vieră. Și că Daria s-a născut în anul 1900 ave. Deja place. Wow! 1900 ave. Adică, așa, așa s-a născut Daria, ce să-i face? Descoperă anul, luna și ziua în care s-a născut Daria cu ajutorul acestor informații. Deci, anul... Da. În ce an? An egal cu cine? Luna și ziua în care s-a născut Daria. Luna egal cu cine și ziua egal cu cine.
Și ne dă ziua și ne dă rămâna așa. Acum vă dau eu informații. Ce, ce informații mi-o cară? Ultimile două cifre ale anului de naștere reprezintă de 31 de 31 de ori numărul lunii în care s-a născut. Vă mai citesc o dată. Deci AB ultimile egal două, 31 ori luna. Ultimile două cifre ale anului de naștere. Adică AB. Adică AB, ea se sida bine. Reprezintă de 31 de ori egal cu 31 numărul lunii în care s-a născut. Adică 31 ori luna a doua, a treia. Da. Stați puțin. Deci ne dă deja o informație foarte, foarte bună. Pentru că noi știm, băi, trebuie să fie două cifre, două cifre. Stai. Deci luna poate să fie, luna poate să fie 1, 2 sau 3. Atât. Numai 1, 2 sau 3 mulțit cu 31. Ah, ianuarie, februarie sau martie sau atât. Așa trebuie să înțelegem, da? Ah, vedem. Deci luna 1, 2 sau 3. Luna poate să fie egal cu prima, a doua sau a treia, adică ianuarie, februarie și martie. Martie. Și numărul lunii este triplul numărului care indică ziua de naștere. Și numărul lunii este triplul numărului care indică ziua de naștere. Luna egal cu 3 ori zi. Deci luna este triplul zilei. Lunii este triplul numărului care indică ziua de naștere. Asta se poate rezolva foarte ușor pe zi. Triplul zilei de naștere, practic. Deci luna, luna adică 1, 2 sau 3, este egal cu 3 ori zi. 3 ori? Zi, adică ziua. 3 ori ziua în care s-a născut. Da, adică zi. Triplul. Deci triplul numărului care indică ziua. Adică luna, e ca și cum ai spune că ziua este egal cu luna împărțit la 3. Numai că nu, e mai greu să hai presupunem. Să hai să facem altfel. Să presupunem. Presupunem că luna ianuarie. Egal cu ianuarie. Nu. Atunci e vorba de prima lună, da? 1. Prima lună. Prima lună din cele 12. Vă mai citesc o dată? Și în condițiile astea, ziua este triplul lunii, parcă așa zic. Da. Triplul zilei. Numărul lunii, adică unul. Luna egal cu unul ăsta. Este triplul numărului care indică ziua. Domn profesor, știu cât e. Știu cât este. Numărul lunii. Dar știu cât e luna. E triplul. Păi dacă stai jos. Numărul, să înțelegem și noi. Numărul lunii este triplul numărului care indică ziua de naștere. Triplul lunii înseamnă că luna este luna, deci practic luna va fi egal cu 3, pentru că 3 se poate împărți la 3 ca să dea ziua. Deci prinde foarte bine. Este luna 3 și ziua 1. Deci 4 e triplu și ne indică că nu avem ce căuta cu prima lună. Și atunci AB este egal cu 93. Să fie 3 ori 1. Și anul este 1993. Așa este. 1993, luna a treia, ziua 1. Hai să le explicăm și prietenilor noștri că tu ai văzut foarte bine, fiindcă, iată, aici spune luna, nu? Egal cu triplu zilei de naștere. Da. Zilei de naștere. Și n-are cum să fie luna egal cu 1, nici cu 2, ci doar 3. Că 3 poate să fie privit ca 3 ori 1. Da? Atunci 1 este ziua de naștere. Că ziua e egal cu martie. Și în ce an s-a născut? S-a născut în anul 1993. Anul. Luna 3, ziua 1. Deci s-a născut în 1993. Deci da. S-a născut. Luna 3 și ziua 1. 1993. În 1 martie 1993? Da. Așa, 1 martie 1993. Dar eu nu cred, domn profesor. Da, degeaba. Nu știu, să mai facem o dată. Nu, nu mai faci nimic, eu am rezolvat problema. Da, dar stai să ne mai gândim un pic. Deci, ok, poți să explic? Stai un pic. Radu s-a născut, da, dacă mă taci. Radu s-a născut în anul 1900 AB. Descoperă anul, luna și ziua în care s-a născut acesta cu ajutorul următoarelor informații. Ultimele două cifre. Dă-i drumul. Hai mai puțin. Ultimele două cifre ale anului de naștere reprezintă de 31 de ori numărul lunii în care s-a născut.
De 31 de ori. Unde am deci AB egal cu 31. Da? AB egal cu 31 ori. Cine? Puteam să punem 1, 2 sau 3? Au intrat. Da, 1, 2 sau 3. Și când am încercat să punem... mai avem informația că luna egal cu de 3 ori ziua. Da? Și atunci luna este 3. Și 3 ori 31 își face 93. Și atunci este bine, 1.000. Și gata, știam că 31 nu mai fie mare, da, iar... Da, da, da. Deci ce problemă? Asta era, 19, da, da. Nu. Și aici, uitați, numărul lumii este cel puțin 3. Numărul dar AB... Anul 1993, ziua 1, luna, da, 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 domn profesor, corect. Perfect. Vai, de mine, de-aia n-aș fi știut. Păi trebuia să-ți dai seama că luna, dacă este egal cu ziua 3, adică ziua este egal cu luna, se împarte la 3. Și ce se împarte la 3? 1 și 2 nu se împarte la 3, 3 se împarte la 3. Da, da. Dar, Teo, cât ați vrea? 4? 13, da? Nu-mi fac 13. 12. Ore. Dar nu-i spune tu, mamă. Împărțirea așa, nu știu, nu am învățat împărțirea. Luna, adică mulțirea. Ce că poți să stau cu mine? Ce că poți să stau cu mine? Nu, mă... Păi ce să stai cu mine? Mă treceam când ai văzut ce bună ai fost ieri? De când ai tu așa o idee de asta? Mă iubești maxim, adu-ți-o, nu? Da. Deci, să zicem, ce am făcut noi astăzi? Păi am făcut așa, domn profesor. Descompunerea. Descompunerea. Numerilor. Baza 10. Baza 10. Da. Am făcut cele mobile. Noi? Am făcut... cu bilele negre, albe și roșii. Așa. Câte bile negre, albe și roșii sunt astea? Probleme. Probleme. De reducere la furt, acum, cum trebuie? Probleme de minim. De logic. Probleme de minim. De minim și maxim. Și maxim. Da. E tot o problemă. De logica aia cu brațul, Ana are braț. Da, da. Câteva exerciții de ordine efectuări operațiilor și parantezelor și asta cu... Ordinea. Efectuări. Operațiilor și parantezelor. Distanța. Parantezelor. Și am operațiilor. Da. Distanța. Și patru, am făcut problema problema cu fracții rezolvată prin metoda grafică. Grafica. Bun. Cam asta. Nu vrei. Așa. Ce vrei tu? Vrei tu să faci finalul? Da. Hai. Fac final de... Nu l-am mai făcut de mult. Să rămână și noapte bună. Da. Și nu uitați să dați like și share. Să rămână și noapte.